Nu vă descurcați, totuși, din ce bani, din ce trăiți, cum faceți? Nu, unde, câteodată mă duc și eu la câte o femeie de aia și mă cheamă ea, haide tu să mănânci și tu, că știu că n-ai ce să mănânci. Nu merge într-o direcție bună România asta noastră? Ba da. Merge într-o direcție bună? Da, înspre prăpastie. Am dormit o iarnă numai pe prisp. De ce? Păi numai, n-aveam și eu lemne ca să-mi fac focul, ca să stau și eu în casă. Și acolo mă puneam și eu o haină de aia mai mare, așa lungă, dar lui băiatul meu, pe prispă și să mă ardă focul, dar nu mă culcam pe prispă. Ce mâncați așa într-o zi? Ce să mănânc? Dacă singur pâine, lua și el o pâine, că era 2 lei o pâine, și pâine aia mâncam toată ziua amândoi. Pâine gol așa? Gol. Păi cu ce să mănânc dacă n-avem? Am fost în cutare, n-am fost acasă, poate tu te-ai dus la mine și ai strigat Geto, Geto, și Geta n-a auzit că am venit pe urmă, dacă de la. Aveți o pensie din ce să vă descurcați? Aveți... Unde mai, că nu mai am. Și cum trăiți, domn? Am avut pensie, mamă mare, și mi-a luat-o mâncația. Cine v-a luat-o, domn? Ăștia care cu statul ăsta, dar aș fă ei. Ce pensie ați avut? Cât ați avut? Păi am avut 500 de lei. 5.000 de lei, mi-a dat și mi-a atunci. 500 de lei, nu? Da, și pe urmă mi-a luat-o, măi, mămic. De ce? Ce v-a spus? Nu mi-a zis nimic, dar eu zic, păi bine, am dus la poștă. Da. Și păi, adică eu nu mai am voie să mai iau și eu un banc, că n-am ce să mănânc. Și-a fi o dracu dacă aveam ce să mănânc, că mă jur în fața dumneavoastră. Și v-a lăsat efectiv fără bani? Și așa m-a lăsat fără bani, fără nimic, că eu am zis lui băiatul meu, măi băiatule, tu, eu așa ți-am spus, du-te acolo și spune să-mi dea banii de ăsta care este aici a dracului. Și de ce? Ce v-a spus? De ce nu v-a mai dat? Ce v-a, cum a... N-am mai zis nimic, că... Și ei a rămas și ei așa, ce-i lasă, dacă o veni, o veni, dacă nu, lasă-le la buzunarul lor. Și acum nu aveți niciun venit, nimic, nimic? Nimica, nimica, să mor aici, dacă nu plâng mereu, că eu nu mai am mamă, nu mai am tată, nu mai am frate, nu mai am surori, nu mai am nimic. Și v-a lăsat așa fără niciun bani? Așa, fără mâncare, fără nimica, fără nimica. Două zile am stat nemâncat. Și n-am mai ieșit pe drum să mă întrebe lumea că râdea de mine. Și că, păi tu de ce? Tu n-ai mâncat. Am mâncat. Niște pâine goală am găsit, ușa rostul și eu, partea asta nu mai am măsele. Și acum nu aveți efectiv nimic, nimic, niciun venit, nimic, nimic? Nimic, 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 știe toată lumea. Că câți ani aveți? Câți ani am? Aoleu. Păi sunt în 41, 22 mai. Sunt bătrână. Dar lumea nu mai crede așa că sunt bătrână. M-a lăsat așa fără niciun ban. Fără nimic, fără nimic, fără nimic. Și cum vă descurcați totuși? Din ce bani, din ce trăiți? Cum faceți? Nu, unde, câteodată mă duc și eu la câte o femeie de aia și mă cheamă ea. Haide tu să mănânci și tu, că știu că n-ai ce să mănânci. Știu fă asta, dar ce se pasă? Să viu mereu la tine să cer mâncare? Păi atunci ce femeie mai sunt? Stau așa și mai mă chinuiesc. Păi zi, da, mă, dar uite, eu nu pot să mai alerg, mă, că eu sunt cu picioarele. Uite, toate astea așa. Dacă vedeți, fugiți de mine. Nu mai pot să merg. Bani să vă duceți la doctor, la... Am zis să mă duc, dar știi ce-mi faci? Mă trimite la spital. A zis, te duc la Urlați, aia. De la Urlați te duc pe urmă la Văleni. Îți dau trimitere la Văleni. De la Văleni te duc la Ploiești. Dar eu zic, păi și dacă eu nu mai știu să mai viu înapoi de acolo, atunci de ce mă trimiteți acolo? Că eu nu mai sunt în stare nici să merg prin curtea mea. Nu aveți nici bănuiesc bani să dați pe acolo. Păi de unde să am, de unde să mai am? Și acum v-a lăsat așa efectiv. Așa a rămas. La primărie vreun ajutor să vă dea, un ajutor ceva social? A dat telefonul ăsta care este și zice, măi Luciene, ia buletinul lui maică-ta și vină-n coama. Să aibă și ea măcar un ajutor, măcar o pensie, măcar ceva. Să mănânce și ea, mă, să nu mai zici că n-am mâncat și că a venit la mine și ți-a spus că n-am avut ce să-l dau să mănânci. Așa, acolo. Nu nimic, nu s-a rezolvat nimic. Nu mai mi-a lăsat nimic, nu s-a mai întâmplat, nu n-a încertat nimic, nimic, nimic. Nu m-a încertat nici cu ei, cu oamenii aia, dacă îmi zicea ceva, eu trăgeam din gură. Mă, dacă așa o fi legea asta sau așa o avea eu norocul, să mor cum a murit și mama și tata și surorile mele, 5 surori am murit. Și a rămas eu ca o amărâtă. Și ăștia am luat și bătut ăsta. Și spuneți că cu mâncarea e cea mai mare problemă, nu? Păi mâncarea este. Cine să-mi dea mâncare? Cine mâncare? Că eu nu mă duc la lume. Ca să zic, dați-mi mie să-mi dai și mie ceva de mâncare și eu nu mă duc, că mie mă face de râs pe urmă.
Râde tot ei de mine și i-am spus, mă, fraților, fii atent, că eu n-am venit, mă. Și aveți zile când nu mâncați nimic sau când mâncați? Da, 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 eu nu mănânc, nu mănânc. Dar nici la altul nu mă duc. Ați obișnuit așa, fără... Așa m-am obișnuit, ca să nu mă cer cu nimeni, că ei, lumea face gălăgii. Și mă ține 2 ore, că zic, și acum cum stai tu? Păi cum stau? Stau și eu, ba, lângă prispă, ba, pe prispă, am dormit o iarnă numai pe prispă. De ce? Păi nu mai, n-aveam și eu lemne ca să-mi fac focul, ca să stau și eu în casă. Și acolo mă puneam și eu o haină de aia mai mare, așa lungă, dar lui băiatul meu, pe prispă și să mă ardă focul de nu mă culcam pe prispă. Și dacă spuneam la cineva sau dacă mă plângeam, nu? A, unde dormi getoața? Ai făcut focul. Da, l-am făcut pe gârlă, că eu stau aproape de gârlă. Unde stați? Pe acolo? Pe acolo, un colțol acolo. Da. V-ați luat lemne acum pentru iarna asta, aveți? Numai cu spinarea asta care o vedeți. Numai cu spinarea mea am adus. După gârlă. M-am dus pe gârlă, am adunat lemne, am pus în spinare cu crosnii așa și lemne mai mult aduse de mine. Că pe altul n-am trimis, pe băiat nu l-am trimis, că mai mirea. Aveți 80 și câți ani aveți? 83 și păi dacă în 41 născut. Da, da, da. Și mai puteți să cărați, să duceți? Da, 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 mă duc și acum. Mă duc dacă mai se termine, că eu n-am consum lemne, eu n-am făcut un foc în iarna asta, ca să știe toată. Iarna care a trecut, ziceți? Da, nu. N-am făcut. Ați dormit în frig așa? Asta am dormit, dacă v-am spus că am dormit și pe prispă, pe prispa mea goală. Am pus o haină acolo. Am pus o haină acolo și a jos, adică pe prispă și acolo asta. Mă doare, domnule, că e mama mea care m-a crescut. De când nu mai aveți niciun venit? De câți ani? De cât? De câți ani nu mai aveți niciun venit? Pensie, nimic? Am de un an de zile. Cam așa. Îi aveați păi 500 de lei? Atâta mi-a dat, dar mi-a luat imediat ce mai mi-a lăsat ca să zică că mai dă mâine, poi mâine, poi mâine. Și am tăcut și eu din gură. Lasă-mă că noi murim. Totul. Din asta cu mâncare e problema, să nu va... Asta, că mai făcea el câteodată, cu o mămăligbuță, cu o... Ce mâncați așa într-o zi? Ce să mănânc? Dacă singur pâine, lua și el o pâine, că era 2 lei o pâine și pâine aia mâncam toată ziua amândoi. Pâine goală așa? Goală. Păi cu ce să mănânc dacă n-am? Zău, dacă aveam, nu aveam, că nu mai aveam nici bani, nici nimic, plângeam, mă găsea plângând de băiatul meu. Că știi că eu am avut și eu servici, mamă, și vineam acasă cu mâncărică. Unde ați lucrat? La Ploiești. La Ploiești mă duceam, că puteam să muncesc. Da, eram, acum... Da. Acum nu mai sunt bună nici de băgat într-un lac de la mare să mă scol de acolo. Ce să mai acum alegeri de-astea pentru președinte, vă mai interesează, vă mai duceți, mai credeți în promisiuni de-astea? Eu nu, n-am mai crezut niciodată, că m-am dus la și a zis, domn primar, dar eu chiar așa sunt de amărâtă. Am venit de la Urlați care mi-a dat și mie o pensie, să mănânc și eu la 2 zile măcar, la 3. Da. Și dumneavoastră acum nu mai dați nimic ca să mai mănânc și eu. Ce v-a zis? A dat în cap așa. Scurcați cu ea 500 de lei, vă mai descurcați cu ei, nu? Scurcat așa, dar nu mi-a dat atunci. Nu mai mi-a dat. Am făcut și eu o experiență așa. Lasă-mă, că dau 2 lei, îmi dau o pâine. Și mănânc toată ziua cu băiatul meu din pâine. Că de multe ori eu nu mai mâncam deloc, el nu mai vrea să mai mănânce. Măi, Lucine, mă, păi și ce facem, mă? Că murim aici, mă, și de lumea de noi aici, mă. Da. Interesează pe cineva că... Nu, 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 nu interesează, nu. În România se întâmplă ce s-a întâmplat mai de mult. Așa a fost de mii de ani. Dar acum a luat o raznă. Ce s-a întâmplat? De ce am luat o raznă? Pentru că nu are cine să ne conducă. Vin alegerile acum pentru președinte. Ați văzut ce candidat sunt? Pe care am alege nu-s bun de nimic. Era o spune, nu-i bun de nimic. Nici Ciolacu, nici Ciucă, nici... Nu, nu, toți au un trecut dubios. Să fie clar. Ce președinte ne-ar trebui? Ce fel de om să fie? Ce să facă prima dată? Eu cred că ar trebui o femeie, mai bună femeie decât bărbații. Oh, de ce? Ei au probleme cu banii. Femeia nu prea are bani. Banii dacă îi dă bărbatul banii, în rest nu. Sunt mai bune femeile ca... Ori mai corecte. Mă interesează. De ce? Sunt pentru președinte. Pentru... Pe mine nu mai. Cine o ieși ăla, iese... Ciucă, Ciolacu, știți? Păi,
Nu, nu, nu. Nu vă interesează. Aveți alte treburi cum ar veni? Cine este, ăla este, că tot pentru el trage. Dumneavoastră ce faceți? Cu ce vă ocupați? Cu viața liberă. Cu viața liberă. Cum e viața liberă? Foarte bine. Foarte bine. Cel mai bine. Mulțumim mult. Vă descurcați așa de la luna la luna? Mă descurc, ce dracu să fac. Mă descurc. M-am descurcat că am avut și două morți în familie, și femeia și băiatul. Și ați rămas fără soție? Da, am murit la 80 de ani. Cum a fost căsnicia cu doamna? Foarte bună. Așa că eu sunt singur, cu lupul singuratic. V-ați înțeles bine cu femeile, că spuneați că și eu o femeie președinte... Nu, cu femeile m-am înțeles bine, nu toate, că au câte o coastă de zrac, câte una, trebuie să o scoți. Dar în general v-ați înțeles bine. Da, m-am înțeles bine, nu. Nu, femeile sunt bune, că dacă n-ar fi ele, n-ar fi generații, s-ar duce toată lumea. E problema acum cu România asta, că au fost niște bani, inundații, banii s-au păpat, s-au derapidat. Asta e, dacă e oameni la conducere, asta e. Ați văzut că au fost și morți la inundații acum? Da, au fost 6 sau 7, nu. Nu merge într-o direcție bună România asta noastră. Ba da. Merge într-o direcție bună? Da, înspre prăpastie. Asta e. Da. Mai trebuie mă bun și gata. De ce am ajuns aici? Din cauza conducătorilor? Din cauza că n-am avut, a fost lovitură de stat. Atunci, da. Da, lovitură de stat. Că a fost, că nu știu, că nu, domne, că am văzut la televizor, da, așa lovitură de stat. Și asta a fost și dumneata, cine a fost acolo în Rusia și a fost, a venit până. Ho, 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 ho. Toți au trecut blestemat. Noi oamenii avem vreo vină, cetățenii care am votat. Nu avem o vină. Ce am făcut greșit? Pentru că am stat ca oile la mulți. Amor din România toți. Aur, vorba lui ăla, aur țara de la altă parte. Noi cerșim din poartă. Cum ar fi trebuit să ne comportăm noi cetățenii în anii ăștia? Să fim mai cum? Să fim mai strânși o leacă, mai uniți, nu dezbinați. Să te dezbinați. Asta e problema. Pentru ce? Că eu vreau un partid, 3-4 și gata, am făcut partidul lui Messenger. Nu-i bine. Trebuie două partide, unul în poziție și altul în opoziție. Clar. Ca să fie mai simplu tot. Așa. Mai simplu. Două partide. Dumneavoastră, ce vă mai doriți? La câți ani aveți? 83. Care e cel mai mare vis al noastră? Cea mai mare dorință la vârsta asta? Cel mai mare vis că am pierdut tinerețea. Tot îmi pare rău de ea. Totuși, cum era înainte, că a fost și după război, am pătit și două foamete și două cutremure. Oricum, să știi că a fost mai bine. Era lumea mai altfel. Acum, tineretul, avem 4-5 milioane plecați peste graniță, că aduce valută, da, aduce valută, dar pe care îi vezi știința cu ideea de ochiat, toți cu drășire la urechi, ho, 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 nu mai învață nimeni, se bate cu profesori, probleme. Ce sfat aveți, ați avea pentru un tânăr din ziua de azi? Ce l-a sfătuit noastră? Ce a spune? Să mă asculte și de bătrâni. Ce ești tu, mă, la bătrână? Ce ești pe timpul Pazvante Orbu? Nu. E pe timpul nostru. Că am intrat una europeană. Da, e bine, suntem 27, 30 de stat sau 28, când mă suntem de state. E bine că se întâmplă, nu vezi, că și avea lângă noi este război, focul. Da. Și de ce? Pentru cât milioane de oameni s-o moară degeaba. Ai vrea? Păi, ăsta Rusie vrea să fie Petru cel Mare. Nu se poate. Deci trebuie să ne respectăm mai mult bătrânii. Asta ar fi... Bătrânii și să fim foarte atenți. Armata erau cu ea. Că ne dă alți armament. Unde e fabricii noastre de armament? Cu girul. Da? Unde e cu girul? Că se făcea bicicleta. Se făcea și armament. Cumpărăm milioane, miliarde de dolari. Nici copiilor dumneavoastră nu o să plătească ce avem noi plată. Avem, mi se pare, 38 de miliarde. Și să nu mai fim așa oi, cum a spus, să fim mai, nu știu, mai... Să fim o leacă cam țap, ca să întorc și cu coarne, nu numai cu coada. Îi punem pe cine zice la televizor, pe Ciolacu și cu ăla. Cu... Ciucă, da, cu... Mai zice și de ăla de... Simion, Lasconi... Cu Aurul. Simion. Cum vi se par candidații ăștia? Noi suntem bătrâni, dar care o fi tot pentru noi. Și cine a fost tot aia. Nu, e bun, care o fi, e bun. Dar care? Sau încă nu v-ați decis? Păi eu l-aș pune pe ăștia, pe Ciuca și cu ăla. Cu Ciolacu? Ciolacu. Să-i punem pe amândoi așa, președinte? Păi, dar unul e într-al tăia și unul într-al doilea. Nu
dacă am fost bolnavă, dar nu puteam să mă dau jos din pat. Și m-a făcut Dumnezeu bine. Nu pot să merg acasă.